Cupa României FRK-VKC 2014 s-a desfășurat în perioada 22-23 noiembrie la Complexul Sportiv Apollo din București. 531 de sportivi, în total 77 de echipe din 44 de cluburi membre, s-au întrecut pe tatami cu gândul la râvnitul trofeu. Competiția s-a adresat sportivilor legitimați din toate categoriile de vârstă, copii, cadeți, juniori sau seniori, și a cuprins întreceri individuale și pe echipe, în probele de kata și kumite. De asemenea, sportivii cu vârste până la 10 ani au făcut dovada însușirii tehnicilor de bază ale antrenamentului de karate în cadrul probei de Gihon. Pe 22 și 23 noiembrie, deci sâmbătă și duminică, a avut loc la București Cupa României, organizată de Federația Română de Karate VKC și Ministerul Tineretului și Sportului, în complexul Apollo București. Au fost în jur de 800 de competitori, în jur de 50 de cluburi din țară. Competiția a fost interstiluri, pe 5 ramuri de karate, adică Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu și Shorin-ryu. Pe lista cluburilor participante s-a numărat și clubul sportiv Alex Târgoviște, care și-a trecut în cont 8 medalii. E un pas înainte, într-un sistem nou care, avem sportivi care promite, un pas pentru selectarea sportivilor pentru lotul național, pentru campionatul european, ce va avea loc în Belgia, e vorba de juniori cadeți, iar în octombrie anul viitor va avea loc în Brazilia campionatul mondial organizat de Federațiile Unite al Karateului Mondial. Iată rezultatele complete. În clasamentul final al competiției, gruparea din Cluj a obținut 58 de medalii, fiind declarată și câștigătoarea ediției. Ea a fost urmată în clasament de CS Rapid București cu 51 de medalii, CS Iași Activ din Florești cu 34 de medalii, iar clubul sportiv Alex Târgoviște și-a asigurat locul 15.